Bună, dragii mei! Astăzi, din nou, vom primi, prin descoperirea Sfintei Scripturii, ce vrea să ne explice acea stare a secerișului sau a recoltării. Marianson, dacă și tu ai avut aceste întrebări, dacă și tu ești unul din acei care ai auzit de mai multe ori și colo și dincolo mai multe interpretări, ca să mă refer așa, despre acel seceriș, ești binevenit astăzi să vedem prin Scriptură, prin cuvântul adevărului, ce semnificație duhovnicească adevărată stă în spatele acestui seceriș. Va să zică Matei 13:30, vedem acolo că grâul și neghina trebuie să fie lăsată să crească. Bineînțeles, această Matei 13:30 ne reprezintă o pildă. Sunt pildele date să le înțelegem ușor sau să le înțelegem greu? Voi ce credeți? Bineînțeles, vom vedea că dacă nu înțelegem ce este acea pildă, exact cum spune și Marcu, cine nu înțelege pildele nu va avea parte din împărăția cerească. Crezi asta? Stă scris în Biblie, nu este de la mine. Și acum haideți să vedem. Despre ce este vorba în Matei 13, în această pildă a secerișului? Că un grâu, că o neghină, trebuie lăsată să crească până la vremea secerișului. Și în momentul când secerișul a venit, o parte, adică cine? Neghina va fi aruncată în foc, bineînțeles, și grâul va fi adunat în grânar. Acum, pentru că discutăm despre pilde, trebuie să ne punem întrebările ajutătoare. Este vorba, într-adevăr, despre agricultură? Ne vorbește Dumnezeu despre agricultură? Exact. Arată o simbolistică. Ce se ascunde în spatele acestei simbolistici? Trebuie eu să mă întreb? Trebuie eu să știu? Bineînțeles. Din ce cauză? Că este vorba despre împărăția cerească. Și pentru că este vorba despre împărăția cerească, eu sunt îndrumat chiar de către Sfânta Scriptură să cercetez, să vedem ce se ascunde în spatele acestei simbolistici. Și exact cum vom vedea, trebuie să ne punem întrebările. Ce este grăul respectiv? Ce este regina respectivă? Și ce este vremea secerișului? Ce se ascunde și în spatele grânarului? Nu cumva grânarul este împărăția cerească? Și atunci, dacă grânarul este împărăția cerească, cel care îți pretinde că este în împărăția cerească sau că deja a fost secerat sau recoltat, nu trebuie să știe și unde se află acel grânar. Vedeți? Aceste întrebări ajutătoare trebuie să ne le punem noi, deoarece Biblia ne arată exact pași cu pas cu pas cum putem să ajungem în spatele acestei simbolistici. Și atunci vei putea 100% să spui, grânarul se află acolo, împărăția cerească este aia, greul este ăla, neghina este ăla. Vedeți? Rămâneți aproape să intrăm în detalii. Se merită. Veți vedea? Este foarte important acest proces. Până la seceriș apare hocus pocus sau întâi trebuie să întâmple ceva înainte. După cum am spus, este un proces. Așadar, ca să spun că sunt secerat, trebuie să trec prin pașii până la secerat. Asta înseamnă că se prezintă și un început, se prezintă și un sfârșit. Amândouă trebuie să le cunoaștem foarte bine. Și atunci voi fi în stare să dau răspuns corect. Vom vedea că această pildă pe care Domnul Iisus nouă ne-a prezentat-o, nu a prezentat-o că a avut el atunci plăcere să prezinte o pildă despre semănători și despre seceriși. Cred că v-ați prins. Noi știm, Iisus a fost pe pământ să împlinească voia Tatălui. Și atunci dacă el trebuia să împlinească voia Tatălui, v-ați prins, trebuia să fie ceva în Vechiul Testament unde se prezintă o chestie de genul ăsta. Și adică o profeție, o promisiune, pentru că Iisus trebuia să o împlinească. Și atunci o să vă întrebați, ok, unde este?
Elimea 31, versul 27. Ce ni se spune acolo? Că va fi semănat două feluri de seminție. V-a spus? Iisus, la prima venire, a împlinit-o? Unde? Răspunsul avem în Matei, tot capitolul 13, de la versul 24 până la 25, și atunci trebuie să ne întrebăm. Suntem noi cei care ne urmărim scopul? Care scop? Să fim recoltați. De ce? Pentru că are treabă cu împărăția cerească. Adică să ajungem în împărăția cerească, altfel tradus. Duhovnicește tradus. Și atunci, știind acest lucru, mergem mai departe. Ce înseamnă procesul de la început până la sfârșit? Sămânța care a fost profețită că va fi semănată. De adevăr, era vorba despre un grâu sau despre o neghină? Haideți să vedem că în Luca 8 ne spune acolo că sămânța este cuvântul. Și pentru că sămânța este cuvântul, asta ce înseamnă? Că cuvântul este semănat. Întrebarea se pune, unde este acest cuvânt semănat? La budiști? La musulmani? V-ați prins? Din nou, cuvântul este semănat în interiorul lumii credincioase a poporului ales, cu alte cuvinte. Vedem, deci, ce? Că avem de-a face cu două tabere. Unul în care Iisus seamănă sămânța, unde? Răspunsul avem în versul 37 până la 39, în același capitol. Unde lumea este arătată, care lumea? Din nou, lumea credincioasă. Arătată ca fiind țărna. Da? Și atunci stăm și ne întrebăm cine sunt cei care sunt de sămânța falsă, sămânța neghinii. V-ați prins? Este vorba despre satana care ce face din nou și el își seamănă sămânța. Și atunci vă puneți întrebarea, cine sunt cei care sunt pe vremea lui Iisus ca simbolistică a grinei, a grăului și cei care sunt ca neghinii. Bineînțeles, apostolii și cei care l-au urmat pe Iisus sunt cei ca grâu, precum grâu, și cei precum neghina, cei ai satanei. Și o punct de referință foarte important avem în Ioan 8 cu 44, unde acolo ne arată foarte clar că gândurile proprii, interpretările, fanteziile și tradițiile au ca rezultat pe urmașii celor care sunt cu satana împreună. Ei, acestea toate au fost prezentate la prima venire. Întrebarea se pune, cum este cu noi astăzi? Avem noi o legătură cumva? Suntem noi legați de acest context? Sau deja acest seceriș a luat și sfârșit pentru unii? Și vom vedea exact că adevărul este cu totul altceva. Biblia ne arată destul de clar că la revenirea Domnului nostru vedem din nou că avem ea de-a face cu o profeție și o împlinire. Unde este acea împlinire și profeție? Bineînțeles, tot în Biblie. Și atunci, înapoi, în Matei, capitolul 13, de la versul 37 până la 39, și de la 39 la 43, vedem că acolo ni se descrie foarte intens că la sfârșitul vremii acel grâu va fi în grânar depozitat și acea neghină va fi arsă. Întrebarea este, după cum știți, dacă tu ești un ca precum grâul sau ești un precum neghina, ce garanții ai tu? Cu cât poți să documentezi și să verifici, să validezi răspunsul pe care îl dai? Și dacă nu l-ai, ce ai de făcut? Bineînțeles, rămâi aproape, pentru că așa vom deveni mădularile lui Iisus Hristos și să trecem acum la revenire, unde vom vedea exact care este problematica acestei profeții și împliniri a secerișului. Așadar, dacă secerișul a avut loc la prima venire și a luat în sfârșit, și astăzi vom avea parte de un nou seceriș. Credeți voi asta? Tocmai am văzut de la 37 până la
sau de la 39 până la 43, că din nou se profețește un seceriș. Dacă tu până acum nu ai văzut acest context ca pe o profeție, este greșeala ta sau este greșeala celui care te-a învățat până acum despre contextul respectiv? Trebuie noi singuri să cercetăm. Și vom vedea că exact această profeție trebuie să ia valoare, trebuie să intre ca realitate. Vă aduceți aminte, în Psalmul 138, acolo spune foarte, foarte clar că Dumnezeul nostru a ajuns un Dumnezeu foarte faimos, cauza că a împlinit toate făgăduințele date. Tare, nu? Așadar, noi avem un Dumnezeu faimos, dar noi suntem în stare să-L căutăm și să-L găsim pe acel faimos sau găsim pe altul. Exact aceasta este problema. Vedeți, veți spune că, păi nu, că pământul trebuie să autodistrugă, că pământul, că așa spune în contextul, în profeția respectivă, nu? Fraților, ce facem? Uităm pe adevăr? Adevărul scris, în, de exemplu, în Ecleziastul, capitolul 1, versul 4. Ce spune acolo? Multe se întâmplă, multe trec de la una la alta, dar pământul va rămâne în veșnicie. Credem noi asta? Crezi tu asta? Exact asta este. Aici, pe pământ, va avea loc din nou acest seceriș. Dovada, bineînțeles, Apocalipsa 14, versul de la 14 până la 16, acolo ne se explică exact cum va avea loc împlinirea. Care împlinire? Împlinire care va fi, bineînțeles, pas cu pas pusă și adusă la bun sfârșit. Bineînțeles? Cei care au fost născuți din cuvântul adevărului vor fi cei care greu, nu? Și cei care născuți din cuvântul cui? Satane, nu? A minciunii, a neadevărului, neghina, va fi aruncat în foc. Ce ne spune Apocalipsa? Ne spune că secerișul va lua parte, va lua start. Și pentru că va lua start, ce se întâmplă cu cei adunați? Cei adunați o găsim din nou ca dovadă la începutul capitolului 14, adică la versul 1, unde acolo ne arată foarte, foarte bine că Dumnezeu cu cei a lui secerați vor sta împreună. Dacă și tu ai primit astăzi tălcuirea acestei pilde și crezi că a fost biblică, rămâi aproape de mine și în continuare vei afla mult mai multe. Pentru că a venit timpul. Ești un grânar? Rămâi cel care caută grânarul.